Sunteți gata, copii? Gata, milionare! Nu vă aud! Gata, milionare! Eu sac e grand carton și alte prostii. Fac scheme pe net și le vând la copii. Ei nu au un business fără un seminar. Salvează-ți tu cash-ul și dă-l la global. Dăm toți banii. Salutare, sănătate, că în rest eu am de toate. Salutare tuturor, eu sunt Andrei, dar prietenii spun Lupu și în acest clip demontăm un pic industria. Dar înainte să intrăm în pâine, trebuie să fac datoria mea de influencer și să prezint sponsorii de astăzi. Primii mei sponsori, de altfel. Acest clip a fost realizat cu ajutorul Communications Media Oradea. Dacă m-ați văzut într-o stație de tramvai în Oradea, este datorită lor. De asemenea, dacă vă plac ochelarii mei noi sau vechi și aveți drum în centru și vreți niște ochelari, vă recomand OptiOne, cel mai tare magazin de pe Republicii, distribuitor oficial Gucci. Îmi place că a rimat. Să-i dăm drumul. După cum v-ați dat seama, eu sunt pasionat de business și mă simt ca la mine acasă în partea aia de Instagram, unde e plin de quote-uri peste quote-uri despre cât de succes e omul respectiv, despre cât de mișto e, despre cum face dropshipping, Amazon, FBA. Pe acolo e plin de postări unde se comentează, nu ca să comenteze efectiv, ci ca să-ți atragă atenția, poate dai click pe ei, sau există grupuri în care oamenii comentează unul la celălalt ca să-i ridice în ochii Instagramului. N-am să mint și eu am făcut aceeași chestie, mi-am făcut pagină de Instagram unde puneam vorbele oamenilor mari, gen Bill Gates, Warren Buffett și eu, din când în când, când venea ceva inteligent. Mi-am dat seama repede că nu prea aduc valoare și cam e o pierdere de timp, că efectiv căutam doar quote-uri pe Google și le postam pe Instagram și nu vreau să fac asta full-time, nu știu dacă rezonează cineva cu mine, dar nu e neapărat super șmecher. Ideea e că sunt obișnuit cu postări de genul care prezintă dieta unui milionar și 2-3 proverbe și zicători și îți explică cât de business vei fi tu și cum o să fii ca ei dacă dai follow. De ce e toxic așa ceva? În momentul în care tu ai petrecut 4 ore dintr-o zi pe pagini de genul, nici nu te-ai distrat sau odihnit pentru că fiecare postare îți spune că trebuie să lucrezi și nici nu ai fost productiv pentru că n-ai făcut ce trebuia să faci. Dar nici nu te simți vinovat că n-ai fost productiv pentru că îți face o iluzie a productivității și dai încă scroll încă alte 5 ore și te culci. Bine, e un exemplu extrem, dar totuși aveți grijă. Postările de pe Instagram îți dau destulă informație încât să te simți productiv, dar destul de puțină încât să mai vrei o altă postare. Știu asta pentru că același lucru fac și eu pe canal. Dar nu postez clipuri scurte ca să vă manipulez, ci pentru că mi-e lene să fac mai multe clipuri lungi. 4 ore de dat scroll pe Instagram pe pagini de dezvoltare personală nu te dezvoltă personal. Dar cum ar fi 4 ore de citit cărți de dezvoltare personală? Aia cum te dezvoltă? Perversă întrebare, pentru că există un escadron imens, o armată de oameni care așteaptă să se ia de mine dacă mă iau de ei. Dar o viață ai, să-i dăm drumul. Partea nașpa a cărților de dezvoltare personală este că sunt addictive. Provoacă dependență similară cu dependența de sare, zahăr și grăsimi. De ce? Pentru că postările de pe Instagram sunt ca și cărțile de dezvoltare personală, doar că în mostre mai mici și gratis. Cărțile oferă mai multe informații decât postările de pe Instagram, asta e adevărat. Dar oare oferă destulă? Oare dacă eu aș fi un antreprenor care are singura sursă de venit legată de businessul de educație, cursuri, cărți, oare ar fi în interesul meu să scriu toate informațiile pe care le am eu în cap într-o singură carte? Cum aș mai scrie continuarea? Sau continuare la continuare? Sau continuare la continuare la continuare la continuare? One eternity later. Continuare la continuare? Nu mă înțelegeți greșit, nu condamn cărțile de dezvoltare personală. Dar cărțile costă bani și necesită mult mai mult timp din viața ta. Astfel că atunci când termin ultima pagină și închizi cartea, te lovește un val de dopamină, un hormon responsabil feelingului de accomplishment, de realizare. Și cum dopamina este și motivul pentru care nicotina provoacă dependență, este reacția normală a omului atunci când termină o carte să cumpere alta sau un bundle de 5 sau toată biblioteca. Cât timp împrumuți cărți e mai ok, dar dacă le cumperi că vrei să le ai tu, să-ți faci o colecție, e un pic mai nașpa, cheltuiești foarte mulți bani și tot ce faci e să cumperi alte cărți. Pentru că sunt inginerite special ca să vrei mai mult. Și așa ajung mulți speakers și autori să aibă sute de mii sau poate chiar milioane de urmăritori, dintre care foarte puțini sunt cu adevărat de succes. Pentru că adevărul e că oamenii de succes fac și altceva în afară să meargă la toate seminariile unui alt om de succes. Fac chestii. Business-uri poate.
se concentrează pe carieră, nu știu, dar au o viață în afara dezvoltării personale. Ce zice asta, mă? Warren Buffett, care cât valorează 80 de miliarde de dolari, citește 500 de pagini pe zi, dar îți garantez că majoritatea paginilor nu sunt ale unei cărți de dezvoltare personală. El citește fapte exacte despre companii care l-ar putea ajuta în businessul lui să facă alte 10 miliarde de dolari. Nu citește opiniile oamenilor care asta fac full time, își dau opinia în scris, în audio sau în video. M-am simțit. Asta a fost faină, asta a fost super șmecheră. Pe lângă faptul că provoacă dependență, pentru unii oameni dezvoltarea personală poate fi dăunătoare. Ce zice asta, mă? Da, frate, dăunătoare, știu. În foarte multe cărți de genul este prezentat profilul omului de succes cu dieta, cu obiceiuri, cu toate step by step și ni se spune să-l copiem ca să fim și noi de succes. În momentul în care ni se spune să copiem pe cineva ca să fim de succes, pornim de la premisa că e ceva greșit cu noi. Și în momentul în care avem ideea că ceva e greșit cu noi, ne concentrăm doar să schimbăm acel ceva greșit. Nu mai luăm în calcul creșterea noastră de zi cu zi, fericirea noastră, sănătatea noastră mentală și emoțională. Tot ce avem în cap este cât de aproape suntem de golul respectiv. Nu mă înțelegeți din nou greșit, este important să ai obiective în minte, dar nu e ok să te obsedeze chestia asta. Trebuie să iei în calcul creșterea ta de zi cu zi. Băi, sunt mai fericit, mai sănătos, mă trezesc mai repede, m-am trezit la 1, asta nu contează neapărat pentru acest videoclip. Dacă noi ne concentrăm pe profilul respectiv care ne spune citește 100 de pagini pe zi, în momentul în care nu citim 3 zile 300 de pagini pe zi, pentru că cine știe ce se întâmplă, devenim depresivi, anxioși și nașpa. Realitatea tristă este că nimeni nu e perfect și foarte puțini oameni încap în profilul omului de succes prezentat în cărți de dezvoltare personală. Putem să încercăm să ajungem acolo, dar din nou să luăm în calcul și fericirea și sănătatea noastră. Aplică ce e în cărțile de dezvoltare personală, dar pune-te pe tine pe primul loc. Pune-ți fericirea ta pe primul loc. Mamă, ce speaker motivațional! Ca să închei puțin mai picant, Grant Cardone, care spune că succesul este responsabilitatea, datoria și obligația ta, își plătește prost angajații și îi amenință cu judecata. Ai grijă de la cine iei sfaturi în businessul sau viața ta. Mersi fain că te-ai uitat la clip, sper că ți-a plăcut. Dacă ți-a plăcut, lasă un like. Dacă nu, asta e, mie mi-a plăcut și nu-mi știi adresa. Vă pup, lume, pa!